ci că un bătrân o bănuia pe soția lui, la fel de bătrână, că nu mai aude ca pe vremuri. Îi era jenă să o întrebe dacă a surzit și i-a scris un SMS la doctor să vadă cum poate afla dacă baba lui e surdă. Doctorul i-a spus să încerce să îi pună o întrebare folosind tonul vocii normal când este la 10 metri de ea. Dacă nu îi răspunde, să se apropie 2 metri și tot așa până primește un răspuns. Bătrânul a ajuns acasă și spre seară, aflându-se la vreo 10 metri de soție, o întreabă: iubito, ce avem la cină? Cum nu a primit niciun răspuns, se apropie la 8 metri de soție și o întreabă din nou: iubito, ce avem la cină? Nici de data asta nu a primit niciun răspuns. Se apropie cu încă 2 metri de soție și din nou o întreabă: iubito, ce avem la cină? Când a ajuns la 2 metri, pentru că nu a primit niciun răspuns, și repetă întrebarea, soția îi spune intrigată: îți repet pentru a cincea oară, pui, la cină avem pui! Absolut superb!